să creștem noi copiii în perioada asta, dar să-i ținem departe de gadgeturi. Cu siguranță, creativitatea e ceea ce îi poate ține prinși, ba mai mult să își descopere pasiunile. Elena Melnic este mama a 4 copii, care a transformat atelierele de creație în activitate distractivă. Vedeți și voi câte experimente fac la ei acasă. Acum ceva timp, Elena a fost coordonatoarea unui proiect destinat copiilor. Ulterior, organizația s-a închis, dar mama celor 4 pici a continuat activitatea acasă împreună cu ei. Ba mai mult, chiar și un canal de YouTube și-a lansat în care își împărtășește experiența. În primul rând ne punem corect prioritățile, pentru că ei sunt prioritatea noastră în primul rând, nu curățenia și nu alte evenimente, dar în primul rând ei, și le acordăm atenție cât mai mult. Atunci când copiii sunt implicați și atenția le este captivată de lucruri interesante, ei nu au timp de telefon sau televizor. Asta ne asigură Elena. De fapt, ei într-una zic, haideți să facem ateliere. Mami, hai să facem ateliere. Și când eu nu am timp, apare momentul ăsta de hai, te rog, hai, insistă. Adică ei s-au obișnuit cu această atenție din partea noastră și deja nu se percepe altfel. Ideile curg și roaie și se manifestă prin diverse decorațiuni, compoziții, picturi care mai de care. Asta, de fapt, e și ceea ce învață micuții zi de zi. Ne străduim să nu prea mergem la magazinele de papetărie cu o listă de materiale care, evident, costă, dar doar ceea ce nu putem înlocui cu alte materiale. Noi obișnuim să reciclăm. Să reciclăm cutii de conserve, cartonul, ne prinde bine mereu. Astfel economisim și plus că și copiii învață să recicleze. Deja când avem un produs pe care l-am consumat, ei singuri zic, o să facem un atelier, mami, cu el și îl spălăm și îl păstrăm. Pe noi ne-a uimit răbdarea și calmitatea, iar ca dovadă să vedeți ce atelier special a pregătit de această dată. O să facem niște bile efervescente. Ne ajută și să învățăm și un cuvânt nou. Deci niște biluțe de baie pe care noi le iubim.